Un pic spartă la colț. Fața te interesează, ia. Asta e fața, să nu fie ciobită deloc. Nu știu. Păi ce, ui? Mai îndop. Îndop de la bunicu. Ia una. Hai cu școare sus. Asta ce, ui? Ăla e hornul, Victor. Și cu ăsta. Ajută-l pe bunul dracule prima dată și adu-i piesele aici apărând, bine? Și te uiți la el cum face și apoi mai povestim, bine? Simplu să ciocnești. Cum? Simplu să ciocnești. Foarte simplu. Asta e o sumă care se cioplește foarte rău. Se cioplește rău? Da. Foarte rău. Apoi, că în cel mai rău caz mai venim până la sighe, de pe piese. De ce? Dacă se rupe piesă. Nu. Ce trebuie să stai așa? Astea sunt clustră. S-o bag când se face. Aia piesa, aia parte aia e în plus. Și când o asamblezi, trebuie cioplită ca să rămână doar partea frumoasă din sobă, da? Uite, bunul deja de zeci de ani, o tot da cu alta pe ele până când știe cum să o rupă. Ce ți s-a mai spart unul? Da, dragă. Am luptat și cu materiale slabe. Mi-a spune bunul Mintenaș după ce cioplește vreo 5-6, cât când îi se rupe prima, știm că e slabă soba. Este o șmecherie, mea Victor. Totdeauna, vezi, acum... Asta o spart eu, cioplesc eu. Mă tem că nu. Asta o lasă în momentul când îi pusă gresia și se pune gresia după sobă. Dar dacă nu, acum nu mai. Voi aveți gresie. Nu, eu mă refer aici. Aici nu mai cioplești. Ba, aia trebuie și aia. De ce? Că trebuie să o calculez. După ce le cioplesc, le pui toate și le măsur. Și cât îmi dă partea aia, atât trebuie să fac eu socul. Înțeles. Bă, Victor, eu îți dau ție ceva. Dar nu știu dacă o să-ți placă. Ce? Uite pe mine, am în geantă o piatră. O, cum să nu-i placă lui asta. Du-te, ia de geantă. Asta este cu vidia aia. Și se pune așa, o punem pe un... Mai mult, nu ăsta, ci alealalte care vin astea. După ce le cioplesc, trebuie să fie așa. Uite, de ce nu sunt îndreptat. Nu punem unul să te taie. Asta zic că ar fi o sobă ușor de lucrat. Încolo e una foarte greu. Vezi de ce e greu? Că se rupe smalțul inegal. Trebuie să dau mult. Uite, acum ca să fac mai mic, am dat cu ciocanul și apoi cu cuțitul. În tot timpul cât bunicul cioplea plăcile de la sobă, copiii au rămas în jurul lui, sperând că poate îi va lăsa și pe ei să încerce. Dar bunicul nu a avut suficientă încredere în ei, așa că au rămas doar cu privitul. Și cum? Cu cea să-l lași să încerce, că nu par el. Știi cum facem lucrurile? Mai încolo, să am care le tai și rămâne numai jumătate. Alea te las să le cioplești tu. Am înțeles, de ce nu vrei să mă lași? De ce? Să rupem. Uite. Ale de aici, Victor, pe astea de aici, ele și unul de acolo. Ale de acolo. Ei, ucenicu!
Fă ce ți se spune, mă! Ai auzit ce am spus? Ce? Rei, pare de acolo, nu să te bagi acolo. Pasea! Trei? Ia să văd, mă. Am zis aici la bombă. Asta lasă-l aici. Numai pe alea. Pune-le acolo, nu-i lângă capul. Nu lua atâtea odată, Victor. Pune-le lângă zi. Dă-l-o mie pic să văd. Păi ce știu de acolo bine. Păi cum să nu-mi iasă? Vreau să zic că... Un pic de piatră. Un pic îndreptată și după aceea mai o fac când trebuie. Și ești profesor, practic. €56 a fost un col din ăsta. Nu merita banii. Ăsta pare a fi un material mai, nu știu. E un alt fel de lucru în plăcile astea, nu? Prea mare gălăgie și îmi deranjați meseriașul, nu se mai poate concentra la sobă. Hai că vă dau de lucru dacă aveți prea multă energie. Numai lipită de uscra. Nu, e cu uscra că e ruda mea și am răbdare. Dar eu am răbdare așa cu toată lumea. Că dacă n-aș avea asta, mă descalific ca meseriaș. Oamenii așa zice și caută, bă, ai urmat un meseriaș bun. Acum, cea mai încălzită va fi partea cătăușă. E perfect. Că nu pot face altfel. E perfect și zice, aici fiind sticlă, de aici vine frigul. Înțelegi? Și probabil că căldura va fi mai uniform distribuită, că se va încălzi peretele mai mult și aci încoace. Să știi că mai multă căldură trebuie încoace spre bucătărie, că e grese pe jos, deci e foarte bine gândită, până la urmă. E, ce se întâmplă aici cu colțul ăsta? Asta e o invenție foarte strategică. Ce? S-a rupt un colț. E bine că numai unul din toată soba și văd că l-ai oblojit. Da, și el se umple tot în mământ și numai... Și o să-l pui acolo în partea din spate. Unde? Și cât de jos. Ca să fie protejat de multă cărămidă, nu? Pentru mortarul ăsta am folosit o găleată de pământ și două găleți de nisip. Sunt foarte mândru de ce mortar ți-am făcut. Și că mere bine. Avem pământ bun aici în grădină. Am văzut unii sobari care făceau soba cu pământul foarte, foarte moale și l-aruncau numai acolo, strat peste strat. Așa ca smântână. Nu, nu pot lucra cu așa ceva.
Bine, că și aia au îndemâna lor și am văzut că nu dădeau așa să-mi proște. Dar... ai văzut genul ăla de sobă făcut așa din șpriț? Da, nu știu. Nu, că eu nu mă uit la alții. Nu știu la alții. N-ai vreme. Da. Să le bagi de mine. Mă uit să bag de mine la tine. Cât să bordeia astea obicei. De câți ani faci sobe? Păi ca de mult, mă, copil. Din ce an ai început să faci sobe? Cam din 93-94. Deci de 30 de ani anul ăsta. Că suntem în 2023 când filmăm. Cam așa. Sărmă, gesul dură, ce grosime? 3. Și după ce ai încărcat, între plăgi, așa faci la toate plăcile. Te văd ce lucrare ai făcut. Să văd cum faci. Reușești să... Să o spargi. Să o spargi? Ai pățit să ți se mai spargă? N-am pățit. N-ai pățit? Așa, în poziția asta, nu. Da, păi că atâta te-ai grăbit aici cu soba asta de... Dă-i înainte. Și? Ce v-o să ne spui de... Nu vrei să găt, să găt. ...etapa asta la care te afli aici? Nu, nu spui nimic. Nimic? Un secret? Nu spune. Aici bănuiesc că ai băgat un frutură. Am băgat un frutură numai de caramel. Ai făcut cenușarul, grătarul și de acum urmează fumurile. Cam cum te-ai gândit? Cum urmează fumurile? Am vedea. Am vedea? Încă nu te-ai hotărât, știi? Cum vedea. Cum dă aici, să vedem. Trei! Patru! Mai trebuie încă unul. Și? Oh! Dă-i înapoi! Asta e așa mută, Sofia! Ia! E mai grea? Da! No, acum, copii, aveți... Yes! Ce? Uite-te ce frumos ai avansat cu soba asta. Da, am avansat-o. Și amul deja nu se mai știe ce ai făcut aici înăuntru, dar hai că totuși să arătăm. Ai făcut un focar foarte înalt. Focarul ăla mere drept pe sus. Ca să mă dau și eu mare, că și eu știu despre ce e vorba. Fumul o să coboare cumva pe canalul ăla, va urca pe ăsta la altul și va merge pe horn. Am dreptate. Nota 5. Nota 5 din 10. Nota 5 din 5, nu? 5.
O trebuit, văd, luat din plăci, polizate ca să dea planilitatea. Foarte frumos ai avansat. În ziua a doua, te gândești că termini astăzi? Cam așa e planul, vedem dacă îți iese. Îți ajut? Nu, nu. Ai mai dat ceva fum la asta? De când ai luat panei? Sau nu? Nu. Te mulțumim, cați de acolo, cați. Și acum de la slănină înapoi la tencui. Un mic șpalet aici vreau să-l mai... niște mortar de la horn. Da, ce mare de sună. Ce sună. Îmi place. Ce să stau să mă asigur că face bine. Eu am crescut un sobar și tot știu. Mă, că mai greu cu făcutul. Nu, dar vreau să spun că te pricepi la făcut sobe. Uite ce fain ți-a ieșit. Nu, lasă-mă, că când iară filmez, mă apuc ăla. Supărare. Imediat facem foc, facem proba, mă trebuie pusă cupola. Și acum vreau să filmez un pic și înăuntru. Poate o să se înțeleagă mai bine. Avem așa, focarul cu un canal mare până sus. Fumul va merge pe acolo, va cobor în jos și va ieși pe canalul ăsta la horn. Aici se va mai tăia și se va băga un șibăr, dar vă arătăm asta pe când facem proba. Mămăligă pentru soare. Pământ cu nisip, cel mai ieftin mortar pentru oameni necășiți. Bio și ecologic. Exact. Ia, voi o probă. E bun. Țigla asta de deasupra, dacă ar suni atâta. Nu s-a ard, ești s-a crăpat. Aici mai trebuie să las așa un pic de distanță. Ăla-i capacul care va înlesni curățarea elementului de hol. Ce pume că ai gătat? Aproape. No, fain. Mândru ești. Și asta e și foarte frumos, să știi. De-abia aștept să văd cum face focul în ea. Poc, poc, poc. Domnișoară. Da. Ce e? Sticlă. Nu se vede pe aici. Mie ce fain să vede focul până ușa asta. Tu l-ai, Doamne, tu l-ai, Doamne. Și-o făcut și flăcări, uite. Uite tu ce fain arată soba asta. Stai un pic. Sofie. Da? Mă, când îți spun eu. Acum. Doamne. Da. Păi de-aia știu ce hârtie.
Vei aduce până afară pe niște bucăți de cartoane. Nu, Sofia, să văd, îl știi lipi ăla? Tu îl pui, ia așa, drept aici, hai pune-l. Uite așa, ține-l în mână așa. Nu-l lasă la bunică acum? Că n-am pus un pic strâmb, dar e ok. Că firma nu contează. O doamnă maghiară a zis, când soba arde așa tare, deci așa place la mine, când soba vorbește. Iar spune că e bună dacă are tragere așa. Acum cântă, uite ce frumos cântă. Mie îmi place. Înseamnă că în curând va fi cald, Sofia. Lucru care oamenii de când trăiau în peșteri îl adorau și admirau cel mai mult. Focul. Pentru că la foc făceau de mâncare. Focul și apa e sursa vieții. La foc se încălzeau. Cu focul pictau. Cum pictau cu focul? Cu cărbune, așa e? Da. Bine, dar ei n-aveau pelezi din ăștia ca noi. Cât de adânc poți, cât de departe poți, bine? Da. Îmi place. Îmi place că trage bine. Și asta, pentru asta, cred că e rezultatul sobarului și a hornarului care a făcut hornul. Nota 10. La ăsta. La sobar? Da, că ți-ai zis nota 5, primești 3. Scăzându-o. Du-te, mă, tu profesor pe care te faci.